Așadar, punem treaba la clasa a 11-a. Tema pentru acasă. Clasa a 11-a. Ce-mi spune că ceva se seme tip Cramer? Da. Bun. Algebra mai întâi, da? Da. Algebra. Să se rezolvă în regulă de Cramer sistemele. Te rog. X plus Y plus Z egal cu 2. 2X plus 3 Y plus Z egal cu 5. Și 3X plus Y plus 3 Z egal cu 4. 3X plus 3 Y? 3X plus Y plus 3 Z. Egal cu? 4. Asta e sistemul de 3 cu 3. Da. Facem în clasa 8. Da. Sisteme liniare sunt astea. Da? Deci, la nivel clasei 8, acum luăm pe primele două și renunțăm la Z, să zic. Nu? Da. Deci vine X plus Y plus Z egal cu 2 și 2X plus 3Y minus Z egal cu 5. Da, bine. Da. 3x plus 4y egal cu 7. Așa, corect. Și acum, și apoi, tot una din ecuații de la început, din cele două și cu a treia. Da. Hai să luăm pe a doua cu a treia. 2x vorbește plus 3y. 2x plus 3y minus Z egal cu 5. Da. Și 3x plus y plus 3z egal cu 4. Cum mulțim pe, pe prima cu? Pe prima cu 3. Da. Și ar fi 6x plus 9y minus 3z egal cu 15. 6x plus 9y minus 3z egal cu 15. Minus 3z egal cu 15. Și 3x plus y plus 3z egal cu 4. Și avem 9x plus 10y egal cu 19. Da. Și atunci luăm pe asta de aici. Cu asta. Cu asta la care am obținut-o de aici. Și formăm un nou sistem, da, de 2 cu 2. 3x plus 4y egal cu 7. Da. Și 9x plus 10y egal cu 19. Da, prima cu minus 3. Da. Și acesta este echivalent cu minus 9x minus 12y egal cu minus 21. Da. Și 9x plus 10y egal cu 19. Da. Și ar fi minus 2y egal cu minus 2. Minus 2. Și atunci y egal cu 1. Y egal cu 1. Dacă l-am găsit pe Y. Dacă l-am găsit pe Y, l-am găsit în 3X plus 4Y egal cu 7. Așa, și va fi 3X. 3X plus 4 egal cu 7. 3X egal cu 3. X egal cu 1. Și dacă știu pe X și pe Y, ne ducem într-o la de la început. X plus Y plus Z și cea așa. Da. X plus Y plus Z egal cu 2. 2 plus Z egal cu 2. Atunci Z este 0. Z egal cu 0. Soluția acestui sistem este X egal cu U, egal cu Y egal cu 1 și Z egal cu 0. X egal cu Y egal cu 1 și Z egal cu 0. Și atunci așa, X egal cu Y egal cu Z. X egal cu 1 și Z egal cu 0. Yeah. Și acum să pornim repede pe varianta pe care și la soluția aceeași. La aceea soluție trebuie să ajungem, da? Da. Ei. Dar nu știu cum se face. Nu știi deloc, nu? Nu. Dar ne-ai făcut la clasă? N-am fost în ora aia și mi-am luat lecția. Deci să vezi ce se întâmplă. Cu
coeficienții aceștia, din partea stângă, atașăm matricea coeficienților. Deci notăm cu A, egal cu matricea, fac așa, notați, matricea ceva rotund, nu? A, coloana lui X. Și de sus spune 1, 2, 3. Coloana lui Y. 1, 3, 1. Coloana lui Z. 1, minus 1, 3. Deci, se atașează matricea coeficienților. Da? Așa, matricea coeficienților. Se face determinantul atașat lui A. Det de A. Egal cu determinantul. 1, 1, 1, 2, minus 1, 3, 1, 3. 3 plus 9, minus 3, minus 3, zis, plus 2, minus 9, plus 1, plus 1, plus 1 și minus 6. Și este egal cu? 9 cu minus 9 se duc, minus 3 cu minus 6 fac minus 9, da. Cu 2 minus 7 și cu 1 minus 6. Minus 6. Deci, zicem, det, det de A egal cu minus 6. Acum, se locuiește coloana lui X cu coloana termenilor liberi. Deci, coloana lui X cu coloana lui termenilor liberi. 2, 5, 4. Da? Deci, o să notăm, eu notez cu A indice X. Dar nu știu cu la clasă vă notat. Nu știu. Deci îl notez așa, matricea asta, a X. Și ce urmează? 2, 5, 4. 2, 5, 4. Și termen liber, și celălalt rămâne schimbat. 1, 3, 1, 1, minus 1, 3. Matricea, da? Și facem det de AX, egal cu determinantul 2, 1, 1, 5, 3, minus 1, 4, 1, 3. 3, 3, 9, 2, 18, minus 4, plus 5, minus 12, da. Plus 2, minus 15. Minus 12 cu minus 15, minus 27. Și cu 18, 7 și... minus 9. Deci, încă o dată, ai zis minus 12 și cu minus 15, minus 27. Și cu minus 4, minus 29. Da. E cu plus. Da. 18 și cu 2, 10. Și cu 5? Și cu 5, 12. Nu, 20 și cu 5, 25. Da, 25. Deci plus 25. Minus 4. Și egal cu minus 4. Hai să mai facem o dată det de A. Deci a fost 1, 2, 3. Da. 1, 3, 1. E bine? Da. 1, minus 1, 3. Da. Și ai zis 9, plus 2, minus 3, minus 9, minus 6, și plus 1. Și-a făcut 9 plus 9, 3, minus 9 plus 3, minus 6. Hai să vedem încă o dată ăsta. Aici. 2, 5, 4. Da. 1, 3, 1 aceea și 1, minus 1, 1, 3. 1, 3, 1 și 1, minus 1, 3. Și ai zis? 3, 3, 9, 2, 18, plus 5, plus 5, minus 4, minus 12, plus 2, minus 15. Ia să mai vedem la calcul. 18, minus 4, 14, plus 5, 19, minus 12,
7 și cu 2. Plus 2, 9. Minus 15? 9 minus 15 face minus 6. Da. Minus 6. Avem o greșeală undeva aici. Adică minus 6. Da. Pare, da? Cam da. Revenit. Deci, det de aer x egal cu minus 6. E atunci x egal cu det de a x supra det de a. Și egal cu minus 6 supra minus 6, da? Și egal cu 1. Okay. E bun. Da, da. Bun. Hai să vedem. A indice Y. Matricea A indice Y. Egal cu matricea. Locuim acum acolo, a lui să o lăsăm. Y-ul, așa. Termenii liberi. A, am înțeles. 1, 2, 3, și 2, 5, 4, 4 și 1, minus 1, 3. Și atunci, det de a indice Y va fi egal cu determinantul. 1, 2, 1, 2, 3. A, 1, 2, 1 pe linii. Da. Da. 2, 5. 2, 5, 1, 3, 4, 3. Și 5, 8, 3, 15. Da. Minus 6. 15, minus, cum ai zis, minus 6. Minus 6, 2 ori minus 1 ori 3. Da, minus 6. Plus 2 ori 4, 8. Corect. Minus 5 ori 3, 15. Da. Minus 2 ori 2, 4 ori 3, minus 12. Da. Plus 4. Plus 4. 15 cu minus 15 se duc. Da. Minus 6 și cu minus 12 fac minus 18 și cu 8, minus 10. Plus 4 fac minus 6. Minus 6. Și atunci Y-ul va fi egal cu delta det de a indice Y. După de... Da. Face? Tot așa, tot 1. Corect. Și aici. Det de... Mai întâi A indice Z. A indice Z. Înseamnă că... Lăsăm la fel și... Deci prima coloană lui s-o lăsăm. 1, 2, 3. 1, 3, 1. Și apoi 2, 5, 4. 2, 5, 4. Și atunci... Deci, atunci, det de A indice Z va fi determinant 1, 2, 2, 3, 5, 3, 1, 4. 3, 1, 4. Și avem 3 ori 4, 12. Da. Plus 3 ori 5, 15. Plus 2 ori 2, 4. Da. Plus, plus cât? 2 ori 2, 4, da. Minus. Minus 3 ori 2, 9 ori 2, 18. Da. Minus 5. Minus 2 ori 4, 8. 8. Și egal cu? Minus 18 și cu 12, minus 6. Și cu 4, minus 2. Și cu minus 8, minus 10, minus 15 și cu 15, 0. Deci cât face? 0. Așa, del Z va fi egal cu det de A indice Z supra det de A și face 0 pe ceva, pe minus 6 și face 0. Și am găsit pe X egal cu Y egal cu 1 și Z egal cu 0. Aceeași soluție. La nivelul clasei 11, de aceea te-a făcut cu determinanți. Pare interesant. Este. Cu adevărat interesant, pentru că sistemele acestea liniare, sisteme liniare, înseamnă că X, Y și Z te scrie la puterea întâia. Numai acestea se rezolvă așa. Și trebuie să se întâmple ca det de a diferit de 0. Că dacă asta ar fi 0 împărțit la 0, nu se poate face. Da. Deci notez ca observații. Sistemele, numai sistemele liniare, numai sistemele liniare se rezolvă
cu ajutorul determinanților. Și de de A trebuie să fie diferit de 0. Deocamdată rezolvăm sisteme pătratice, adică numărul ecuațiilor egal cu numărul necunoscutelor, dar vom ajunge să rezolvăm sisteme în care numărul ecuațiilor nu e egal cu numărul necunoscutelor. 4 ecuații cu 3 necunoscute sau 7 ecuații cu 8 necunoscute. Deci sunt și sisteme de acestea care nu mai sunt pătratice. Acolo problema se mai se complică un pic, urmează discuții despre compatibilitatea sistemului. Dacă compatibil, determinat, nedeterminat, o să vedem mai târziu. Deocamdată mergem pe sisteme Cramer. Acestea numai pătratice și cu D de A diferit de 0. Tu nu mai destrai asta. Da? Te rog, altă ieșiți. Asta e un sistem propus. 1, 2, 3, cu 4. Cu 4. 4 cu 4, da? 3x plus y. 3x plus y. Minus 20. Minus 20. 4t. Egal cu 4. Da. Apoi 2x plus 3y minus z plus t egal cu 2. X minus 2 pe lângă. X minus 2 pe lângă? Da. Pe lângă 2y minus 3z. Deci să paranteză aici și mă chinui. Așa. X minus 4 Y. Minus 4 Y. Plus 6 Z. Da. Minus 2 T. Minus 2 T. Egal cu minus 3. Minus 3. Și mai avem jos, sunt o paranteză, de fapt două paranteze frumoase. Minus 5. 4 X. Plus 8 Y. Minus 6 Z. Minus 3 Y. Plus T, egal cu 5. Păi minus 3Y, a? Ai 8Y și minus 3Y. Îți făcea paranteza aici, așa. Erau două paranteze. Și 8Y minus 3Y fac 5Y. 5Y, da. Plus 5Y. Modifică aici, da? Da, da. Și mai ai aici? Plus T. Și plus T atâta, da? Da. Egal cu? Egal cu 5. 5. Mai vezi o dată. Primele două n-ai treabă. La a treia și la a patra vezi aici. Deci la a treia era așa. X minus 4Y plus 6Z minus 2T. Egal cu minus 3. Minus 3. Apoi 4X plus 4Y, nu, 4X plus 8Y, da. 4Y, minus 6Z, minus 6 pe 2Y, adică minus 3Y. Și 8Y minus 3Y, 5Y, plus T egal cu 5. E bine, da? Da. Bun. Deci, da, atașa, facem A. Ar merge și la clasa în nivelul clasei A 8, ca să știi. Deci ai grupa... Hai să faci cu asta, cum mi se pare interesant. Cum determinează, da? Bun. Mă fascinează. Bun. Notăm cu A indice, A, 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 matricea. Matricea, da. Avem 3, 2... Îl iau acolo, e totdeauna. Yeah. 3, 2, 1, 2, 1, 4, 4, nu? Apoi 1, 3, minus 4, 5, minus 2, minus 1, 6, minus 6, 4, 1, 4, 1, minus 2, și 1. Și 1. Asta e matricea A. Determinant din A. Corect. Det de A egal cu determinantul 3, 2, 1, 4, 3, 3, 2, 1, 4, 1, 3, minus 4, 5, 1, 2, minus 1, 6, minus 6, 6 și minus 6, 4, 1, minus 2, 1, minus 2 și 1.
Ei, aici nu mai merge regula la aceea triunghiul, nu știu ce. Și aici cu zerouri, nu? Deci privim cu atenție și ne decidem pe ce linii sau coloană vrei să obții zerouri. De legume așa îl dăm... Așa îmi plac chestiile astea. Acum faci ochii mari și îți plac. Să vezi că îți plac. Deci, eu vreau să obțin zerouri, dar care e poli... De ce vreau să obțin zerouri? Când voi dezvolta după linia aceea, va fi zero oriceva, zero oriceva. Ce? Înmulțim cu 2. Nu. Facem ordine. Ca aceea care îmi spui tu, mulțim aceea cu aceea, nu știu ce, dacă nu e într-o ordine, strici pe una, faci pe alta. Deci urmărește-mă. Deci privim cu atenție și ne decidem pe ce linie sau coloană vrei să obții zerouri. De regulă, pe linia sau coloana, unde sunt numere mai mici. Adică așa, 4 și 3. Așa, 4 și 3. 2, 3, minus 1 și 1. Asta mi se pare cea mai deșteaptă. Deci, punem așa. Aici vom obține zerouri. Da? Privim cu atenție la elementele de pe linia aceasta și căutăm divizorul tuturor. Divizorul tuturor, adică el să le împartă pe toate. Sau celălalt să se împartă la el. Cel mai bun divizor totdeauna e 1. Fie pe 1, fie pe minus 1. Eu am să le iau pe minus 1 și o să vezi de ce. Și îl încadrez. Minus 1 e divizor. Da? E pivotul, de fapt. Coloana pivotului e coloană de lucru. Deci coloană de lucru. Coloana de lucru se copie pe poziția ei. Deci este a treia. Aici. Minus 2, minus 1, 6 și minus 6. Am copiat-o. Acum, coloana de lucru se mulțește cu diverse numere și se adună la celelalte coloane, pe rând, cu gândul să obține un loc de 2, 0, un loc de 3, 0 și un loc de 1, 0. Cu cât să o mulțesc pe coloana de lucru, încât să o adun la prima coloană, ca să am aici 0. Cu 2. Deci, facem o săriceată și spunem cu 2. Toată coloana cu 2. Și vine. Toată cu 2 și adunată da. Minus 4 și cu 3 minus 1. Deci face minus 1. Apoi, minus 2 și cu 2, 0. Este exact pentru asta așa mulțit. 12 plus 1. 13. Da. Minus 12 și cu 4, minus 8. Minus 8. Da, minus 8. Acum, aceeași coloană, o mulțim cu cât și adunăm la coloana asta, într-un loc de 3 să avem 0? 3. Cu 3. Și avem minus 6 și cu... Deci pun cu 3 și eu, ca să nu uităm, cu 3. Minus 6 și cu 1. 5. Deci minus 6 și cu 1, minus 7, minus 5. Da. Stau. Apoi 0. Apoi 0. 6 ori 3, 12 și cu minus 4, 8. 6 ori 3, 18, nu? Da. 6 ori 3, 18, minus 4, 14. 14, da. 14. Așa. Apoi. 6, minus 18 plus 5, 5 minus 13. Minus 13. Aceeași coloană și în partea asta să obțin locul ei 0. Numai 2. Cât o adunăm. O adunăm, că e minus 1 plus 1. A, dacă era... Da. A, înțeles. Deci obiectivul meu este ca pe... Acolo. Peste tot să obțin 0. Nu prea numai pe linia asta. Că dacă nu ți organizezi mintea așa, strici, o apătut la mâna, de-aia era mintea ta harababură. Spune, băi, reparam într-un loc, stricam în altul fel. Și spune, nu mi-a iasă deloc. Deci, și refuzai. Și acum? Deci, 4, nu. Minus 2 plus 4? Minus 2 plus 4, 2. Apoi 0. Da. 6 și 4. Da. Și minus 5. Minus 5. Și egal. Și acum scriem, dezvoltăm după linia asta. Așa, și luăm minus 1 ori minus 1, nu. N-are 0 oriceva, zver și 0, 0 oriceva, fac 0, numai minus 1 mai interesează. Minus 1 ori
Minusul la specelinii și coloana se află la 5-a. Ori minorul. Minorul. Tăiem linia și coloana lui. Am făcut cruce pe el. Deci minus 1, minus 5, 2. 13, 14, 4. 8, minus 13, minus 5. Minus 8 eu. Am greșit eu. Era minus. Minus 8. Da. Minus 13 și minus 5. Și egal cu. Minusul la 5 face minus, ori minusul de aici face plus. Deci egal cu. 70 deci o face, cât a zis, plus, nu? Da. Deci determinantul care îmi rămâne minus 1, minus 5, 2, da. 13, 14, 4, minus 8, minus 13 și minus 5. Și capul. 70, 14. Nu, nu fac, m-am îndrăgostit de zero ori eu. Și mă uit cu atenție. Deci cea e cu cel mai puțin e prima din. Aici. Mă hotărăsc să obțin 0 ori aici. Păi și tu la fel. Așa. Da? Apoi stai așa. Așa. Luăm pe minusul. Așa, nu cadrăm, că minusul e pivot. Coloana, pivotul e coloană de lucru. Și coloană de lucru. Se copiază. Și se copie. 13 și minus 8. Deci minus 1, 13 și minus 8. Ea se mulțește cu diverse valori și se adună la celelalte coloane. Ca să obțină aici 0. Cu minus 5. Cu minus 5. Deci toată cu minus 5 s-a adunat aici. Aici face 0. 5 cu 1 dai 0 fără dispoții. Așa. 5 ori 3, 15. Minus 65. Minus 65. Plus 14. Plus 14. 51. Nu. Minus 51. Da, minus 51. Da. Minus 51. Da. Apoi minus 40. Plus 40. 40 minus 13. 27. Și apoi ultima, pentru aia o mulțim cu 2. Cu 2 toate, dar nu am aici. Și va fi 0. 0. 26 cu 4, 30. Minus 16 și cu minus 5, minus 21. Minus 21. Și am linia și terminați coloana pivotului, schimb pe minus 1, el pe el. Da, minus 1, ori minus 1 la a doua. Ori determinatul minor, care mi-a ieșit. 51, 30. 27, minus 21. Minus 21, da? Da. Și egal cu. Rămâne minus. 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 Și din motive foarte clare, aș scoate de aici un 7, ca să vină mai ușor. Da, da. Este un 7 aici, nu? Da. Și va veni determinant, 7, determinantul, minus 51. Așa, bine. Minus da? 51. 30. 27. Dar n-a mers 27. Nu merge 27. Deci nu merge 7, am obosit. Un 3, așa. Un 3 atâta, da? Deci 3 o să punem aici. Da. Și face 9. 9 și minus 7. Corect. Și egal cu? 51 ori 7. Stați, deci egal cu minus 3. Minus 3. Pe lângă. Minus cu minus face plus. Și vin 7 ori. 357. 7 ori 357. Minus 27. Nu, 270. Minus 270. Și egal cu minus 3, pe lângă. 87. 270. Am 87. 87. Minus 267. Minus 267.
Deci, det. Cum? Det. Det de A egal cu cât am găsit? Minus 268. Deci, atenție, dacă s-a greșit un semn de mediat aici, totul este dat peste cap. Să mă uit un pic, că numele nu-mi plac așa cum urmă. Adet. Pe punctul D. Deci 3x plus y minus 2z plus 4t egal cu 4. 2x plus 3y minus z plus t egal cu 2 și x minus 4y plus 6z și minus 2t. Este bine? Da. Egal cu minus 3. Egal cu minus 3. Apoi, 4x plus 8y. 4x plus 8y. Minus 6z. Și minus 3y. Așa plus 3. Da. Și vine 4x minus 38 face plus 5y minus 6z plus 3. Hai. Este corect, da. Asta este situația, nu ne sperie. Noi muncim. Noi cu drag muncim. Cu drag și tot. Da. Acum notăm pe detalii. Deci, AX egal cu prima coloană lui X înseamnă 4, 2. Ești atent să nu greșim, da? 4, 2, îți scoate 8. 4, 2, minus 3, 5. Apoi, 1, 3, minus 4, 5. Minus 2, minus 1, 6, minus 6. Minus 1, 6. Minus 6. 4, 1. Determinant. Și cea mai simplu ar fi linia a doua. Deci pe linia a doua, că ai 2, 3, minus 1 și 1. Da, și luăm pe minus 1. Corect. Am mai făcut noi. Deci spune-mi săgeat ca să ții, să fii clar. Aici obții 0 ori. Ăsta e pivotul. Coloana pivotului. Coloană de lucru. Și egal cu. O copiem pe poziția ei a treia, adică da. Minus 2, e. Minus 1, 6, minus 6. Și ca să facem 0, mulțim cu 2. Exact. Și ar fi 2 ori minus 2 minus 4. 4, 0. Da. Aici 0. Da. Minus 12. Nu, plus 12. E mulțit cu 2. Ah, da. 12 și cu minus 3, 9. 12 minus 3, 9. Și aici va fi minus 12 și cu 5, 7. Minus 7. Atenție, minus 7. Bun. Acum o mulțim cu 3. Exact. Da, așa. Și minus 2 ori 3, minus 6 și cu 1, minus 5. Corect. Aici 0. Aha. Da, am mulțit cu? Cu 3. Cu 3, așa. 3, 6, 18, minus 4, minus 14. 14. 3, 6, 18, 18 minus 4, fac 14, 14. Plus. Minus 6, 3, minus 18. Și cu 5. Minus 13. Minus 13. Bun. Pentru următoarea nu trebuie să facem nimic. Numai că tot adunăm. Numai că tot adunăm. Și aici va fi 2, 0, 4,
Minus 5. Minus 5. Și egal. Minus 1 care este minus cât ai, te-ai unea școală la sală. Da. Ori minus 1 la puterea 5-a. Determinarea din 0, minus 5, 2. 9, 14, 4. 7, minus 13, minus 5. 7 sau minus 7? Minus 7, minus 13, minus 5. Am luat 7. Și egal cu? Minus cu minus face plus, nu? Da. Minus face. Deci rămâne determinantul. Determinantul din 0, minus 5, 2. 9, 14, 4. Minus 7, minus 13, minus 5. Minus 5. Unde ar fi cel mai probabil să obține 0 ori? Unde avem deja 0 ori? Pe prima linie sau pe prima coloană? Dacă te-ai hotărât pe prima linie, cauzi prima divizorul linie tuturor. Ai minus 5 și 2, n-ai divizor. Dar ești pe prima coloană. Nici pe prima coloană. Așadar, trebuie să faci jos de divizor. Dar să faci jos de divizor, mulțești pe asta toată cu 2. Și va face 4 odată la asta toată și vei face și un minus 1 acolo. Deci faci jos de divizor. Că s-ar putea să fie o chestie asta chiar la determinantul de 2 din 4. Și atunci zici așa, egal cu determinantul. Pe asta o lași neatinsă, da. Prima 0, 9, minus 7. Apoi... Toate cu 2 și adun la asta și o adun la cealaltă. Minus 1. Deci minus 1. 2, 4, 8 și cu 14, 20 și 2. 2. Așa. Minus 10, minus 13. Minus 23. Minus 20 minus și 10 și minus 23. Cealaltă copiem. 2, 4, minus 5. Și acum, clar, te întorci. Ăsta e divizor. Aici obții 0. Da. Asta e pivot, asta e coloana de lucru. Da, coloana de lucru. Pe primul copie, când ai treabă cu ea. Da. 0, 9, 7. Și a doua că este coloana de lucru. 7, cealaltă ai minus 1, 22. Minus 23. Da. Și înmulțim cu 2 și adunăm la cealaltă. Și vei avea 0. 0, 44, 48, minus 26, minus 31. Minus 31. Determinant, egal mai departe, tăiem linia și coloana lui, îl schimb pe el minus 1. Da, minus 1. Ori minus 1 la puterea. Puterea 1 plus 2, adică 3, înmulțit cu minorul, din 9, 48, 9, 48, minus 7, 31. Minus 7, minus 31. Da? Și face minus la 3, face minus, cu minus face plus, și ne dă de la determinantul, lui 9, 48, minus 7, minus 31. Da. Și egal cu? 9, 279. Minus 9, 3, 27, 279. Plus 7, 8, 56, 6, 5. 7, 4, 28. 33. 33. Și acum avem 336 minus 279. Adică semnul va fi cu plus. Scădem din cel mai mare, 9 din 16, 7. Da. 7 din 12, 5. 57. Da. Deci, iată că avem det, det, de a. Cât a fost det de a? 261. Iar det, da, iar det de a indice x este egal cu cât am găsit? 57. 57. Atunci, x-ul va fi egal cu det de ax supra det de a. Și egal cu? 57 supra minus 261. Minus 261. Și cred că face de 3 ori. 3 ori 7, 21. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, de 3 ori.
E 261, nu? Nu e 161. Da, e 200. E păcate. Da. Poate l-am găsit, dacă l-am găsit pe DDA, poate nu a fost minus 261, ci a fost 161, ia mai testul acolo, la DDA. Era minus 3 ori 87. Ia mai fă acolo. Minus 3. Dar poate acolo, la înmulțirea aceea, diagonala principală. Diagonala principală minus diagonala secundară. Da. Și la scădere, poate. 357 minus 270. Deci că 87. Cât ori? Nu, e 261. E 3 ori 87. Era diferența între 357 și 287. 3 ori 87, da. 3 ori 1. 37, 21. Dar nu se împarte exact. Acum s-ar împărți printr-un 3. Hai să împărți printr-un 3. 3 în 5, o dată. 3 în 27, 9. 19 supra 80 și cât ai zis tu? 87. Minus 87. Nu se mai împarte. 19 minus 19 supra 87 ar fi X-ul. Dacă nu ne-a dat așa, înseamnă că e o greșeală în calculul nostru sau în sistem. Mai rezolvăm o numără sistem. 3D minus 1, 1, 1 și 2. Da, minus 1, 1 și 2. Minus 1 ai zis. Minus 1, 1, 1 și 2. Hai să verificăm. Dacă asta verifică pe toate, atunci e sistemul corect și nu ai să dăm greșeală. Uite ce fac. Înlocuiesc pe X cu minus 1, pe Y cu 1, pe Z cu 1 și pe T cu 2. Minus 1 plus deci vine minus 3 plus 1 minus 4 minus 2, 2 plus 4 egal cu? Minus 3 minus 2 minus 5 minus 5 plus 1 4 și cu minus 4? Vedeți, nu fac 4. Nu. Și greșeală. Asta a spus la sfârșit. De la punct de etere. Da. Mai ne uităm la prima. Deci prima ecuație nu verifică. Gata. Dacă prima nu verifică, înseamnă că este greșit. Deci minus 3. Stai așa, să-ți duci. Deci. Minus 1, 1, 1 și 2. Da, minus 1, 1 și 2. Și avem minus 3. 3. Plus 1. Minus 2. 2. Plus 4. 4 ori 2, 8. 4 ori 2 ori am fost la 8. Da, exact. 8. 8 plus 8. Minus 3 și cu 1. Minus 2 și cu minus 2 minus 4 și 4 face 4. Da. E vizit. Deci o verificat pe prima. Cealaltă. 2 ori minus 1 minus 2. Deci minus 2. Plus 3. Plus 3. Minus 1. Minus 1. Plus 2. Plus 2. Minus 2 plus 2 se reduc. 3 minus 1, 2. 3 minus 1, 2. Bun și asta. Următoare. Minus 1. Deci vine minus 1. Plus 4. Deci e plus 4, că tu ai 1. A, că e... Minus 4. Minus 4. Plus 6. Minus 2 ori... 2 ori 4. 4. Egal, lucrăm. Minus 1, minus 4, minus 5. Minus 5, minus 4, minus 9. Așa. Plus 6, minus 1, plus 6, minus 3. Verificată și asta. Da. Ultima. Minus 4. Minus 4. Plus 5. Plus 5. Minus 6. 6. Plus 6. Da. Plus, plus 2. 2. Să vedem cum e, da? Minus 4 cu minus 6, minus 10. Și cu 5, minus 5. Plus... 2, 7. Asta nu mai fi. Da. Înseamnă că am greșit-o pe ultima ecuație. Minus. Minus 4. Minus, deci minus 4, corect. Plus 5. Plus 5. Minus 6. Plus 2. Da? Minus 4 cu 5, 1. Minus 6. Minus 5. Minus 5 cu 2. Minus 3. Minus 3 și nu face 5. Deci asta nu-i verificat de soluție. Ori noi am greșit aici și mi-am desfăcut-o, să vă refacem noi. Hai să facem cu
deci 4 pe lângă x. Să facem, le facem din nou ecuația. 2y 2 minus 6 pe lângă 1 plus 1 pe 2 y 1 plus t era 2. Ai tu înlocuit în forma naturală atunci? Minus 6 minus 3 plus 2. 4 plus 8, 12 minus 6, 6 minus 3, 3 plus 2 fac 5. Deci am greșit, l-a desfăcut. Da. L-a desfăcut ecuația. Când am desfăcut-o, am greșit. Hai să mai revedem o dată. Azi, dacă o ecuație am greșit-o, totul e stricat. Totul e făcut praf. De aceea, ultima ecuație dictează-mă așa cum este dată ea în forma aceea. 4 pe lângă x plus 2y. Da. Închidem paranteza. Minus 6 pe lângă z plus 1 pe 2 ori y. Închidem paranteza. Plus t egal 5. Asta vedem. Așa verific, am calculat eu. Bun. Deci facem paranteza. 4x. 4x. Plus 8y. Minus 6z. Și vine minus 6 pe 2, face minus 3y plus t, egal cu 5. Echivalent cu 4x rămâne. 8y minus 3y plus 5y minus 6z plus t, egal cu 5. Da, și aici. Este aceeași. Mai trebuie o dată. Oricum să dăm greșeală undeva. Aici este. Aici e clar. Nu? Deci e vorba de 1, nu, minus 1, ai zis? 1, deci minus 1, 1, minus 1, 1, 1, 1, 2. 2. Și face minus 4, minus 4, plus 5, 5, minus 6, plus 2, plus 2. Și e egal cu lucrarea. Minus 4 plus 5, face 1, 1 minus 6, minus 5, plus 2 minus 3. Face minus 3. Și dar dacă înlocuim în cum este aici, cum este mie desfăcută paranteza, ar fi 4 pe lângă 1 plus 2. 4 pe lângă 1 plus 2. Minus 6 pe lângă 1 plus 1 pe 2. Plus. Dar x-ul cât este? X e minus 1 aici. Că ai minus 1, uite. 4 pe lângă minus 1 plus 2. Da. 4 deci pe lângă 1. Deci asta mi-e bine că am înlocuit cu 1. Că eu am înlocuit cu 1 x aici. Unde? Tu ai înlocuit cu 1, de ce? Și de asta mă da bine. Da. Deci 4 pe minus, minus 1 plus 2, minus 6 pe lângă, cine este? 1, 1 plus 1, plus 1 pe 2. 2. Plus 2, câte ui 2, da? Da. 2, egal cu lucrăm. 4 ori 1, 1 4, minus, minus 6 ori plus 3, că aici vine 3 pe 2. A, da, 6 ori. 3 pe 2, pe 2. Plus 2, plus și egal cu 4 minus, 4 aici se simplifică 2 cu 6 și rămâne 3, 3 ori 3, 9, plus 2. 2. Și egal cu 4 minus 9. 4 minus 9 face minus 5, 5. Și cu 2 minus 3. Da. Nu face 5. Da. Deci ecuația a 4 e greșită. Da. Și dacă e greșită, să vedem cum o corectăm, încât să meargă soluția minus 1, 1, 2. Deci să meargă minus 1, 1, 2. Tu ai locuit pe x cu 1. Cu 1. Ia să-l locuiești. Dacă ar fi minus 4, x, ar face minus 4 ori minus 1, ar face 1. Plus 5 ori 1, 5. Minus 6, plus 2.
egal cu 6 minus 6 face 0 și ar fi 2. Cel mai corect este să locuim aici în loc de 5. În loc să spunem că e egal cu 5, spunem egal cu cât minus 3. Cu minus 3 și gata, ești. Da. Da? Hai să nu pierdem timp. Că aici a fost greșeala. Deci, în loc de 5, autorul aici trebuie să pună minus 3. Așa ne-a dat de fiecare dată, da? Da, da. Minus 3. Și gata, ești. Și acum, totul trebuie refăcut. Da. Și să ajunge la soluția aceea. Trebuie să fim convinși. Hai să refacem. Asta, asta este povestea. A fost un liniștiu cât a greșit și... Toate trei au verificat. Da. Și atunci asta, așa trebuie făcut. Modificarea asta. Da, egal cu minus 3. Cea de-a patra ecuație cu minus 3. Și A. Să schimb și eu camera. Eu vreau să fac o vreo. Ați schimbat? Tu e 10, fără ceva pe jumătate. Și tu cum oprim așa? Păi să terminăm ăsta. Da. Și ne oprim. Da. Și ca să nu mai schimbați. Bun. Dar nu ia ceva timp la asta, știi? Deci, det, det de A va fi egal cu determinantul 3, 2, 1, 4, 1, 3, minus 4, 5, apoi minus 2, minus 1, 6, minus 6, 4, 1, minus 2, și 1. Nu? Da. 1. Dar de mai n-am greșit la calcul. Păi ăsta l-am făcut o dată. L-am făcut. Și ne-a dat minus 261. Minus 261. Lăsăm așa. Da. Egal cu puncte, puncte, minus 261. Să facem, pe det de a, det de a indice x. În loc de corona asta, noi locuim pe 4, 2, minus 3, 4, 2, minus 3, minus 3, minus 3, și 1, 3, 1, 3, minus 4, 5, 5, minus 2, minus 1, 6, minus 6, 6, minus 6, 4, 1, minus 2, 1, 1, minus 2, 1. Luăm linia a doua. Unde obținem 0 ori? Pe linia a doua, acolo la a doua la minus 1. Corect. Asta a doua este? E vot de lucru. Facem tot timpul așa ca să nu pierdem. Și vine cât minus 2, minus 1, 6, minus 6. O mulțim cu 2 și o punem la prima. Da. Și ar fi se... Nu. 0, da? Da. 0. 0. Aici 0. 12 minus 3, 12 minus 3, 9. Minus 12. Minus 3, minus 15. Apoi mulțim cu 3 și aducem aici. Minus 2 ori 3. Minus 6 și 1 minus 5. 0. 0. 6 ori 3, 18. Minus 14. Minus 14. Da. Minus 6 ori 3, minus 18. Minus 13. Și al altul mai adunăm. Adunăm. Da, de fapt, da. Da, da. Așa. 2. 2. 0. 0. 4. 4. Minus 5. Minus 5. Și scriem pe minus 1 de acolo. Deci minus 1. Ori minus 1 la puterea a 5-a. Da. Determinant din 0, 0, 0. Deci determinant din 0. Nu. 9 minus 15. E asta și cu asta. Da? 0. 9 minus 15. Da. Minus 5. 14. 15. Și minus 13, 2,
4 minus 5. Așa. Și unde se obține 0? Facem aceeași mișcare ca să facem pe 1 aici. Deci o mulțim cu 2 și o adunăm la asta. Da. Și egal cu... Eu mă lăsăm așa, 0, 9, minus 15. Aici face plus, nu? Da. Da, da. E minus 1, da. Minus plus. Așa. A fi minus 1. Minus 1. Pare 8. Și cu 14. 12. 2. Minus 10. Minus 26. Minus 26. Și apoi 2, 4. 2, 4 și minus 5. Egal cu. Acum ne întoarcem. Și pe primul lăsăm 0, 9, minus 15. Și o mulțim pe asta cu 2. Asta o lăsăm neschimbată. Minus 1. 22 și minus 26. Și o mulțim cu 2 și 0. 0. 48. 48. Da. Minus 30. Nu, minus 52. Minus 52 și minus 5. Minus 57. Minus 57. Va fi egal mai departe cu minus 1. Minus 1. Ori minus 1 la 3-a. Este linia, da. La linia, linia vine a 3 cu la 2. 9, 4, din, și determinant din 9, 48, minus 9, 15. Minus 15. Da, pe coloana. Da, 9, minus 15, 48, minus 57. Și minus 57. Egal cu. Aici face minus cu minus face plus. Are și un 3 de aici. Deci egal cu 3 pe lângă. 3 minus 5 și 48 și minus 57. Și egal cu 3 pe lângă. 3 ori 7, 21, cu minus, da? 3 ori 5, 15 și cu 2, 17. Minus 171, plus 5 ori 8, 40, 0 și 4. 240. Și egal cu 3 pe lângă. 240 minus 171. 69. Trebuia să dea 80 și cât. Când am mulțit data trecută 3 ori. Tot așa, 3 ori. Când a dat 261. 3 ori 57. 3 ori 57. Nu, 3 ori 80. Era 9 ori 31. 48. Terminam dinainte de a 57. 57? Da. Și acum când ne văd. Nu, de DDA. DDA care a fost minus 261. Minus 261, da. Și acest minus 261 se obține din 3. Minus 3 ori 87. Minus 3, ai spus minus 3, ori? 87. 87. Ei, aici la noi ne-a dat 69. Dacă noi l-am făcut corect aici, înseamnă că l-am greșit pe cealaltă înainte, 87. Că tot 69 trebuie să-i dea. Da. Adică, ca să dea 1. Ca să dea 1, delta x, delta x, pa delta y. Da. Așa, x-ul a fost 1 sau minusul? Minusul. Minusul. Și mai bine, unul e cu minus și altul e cu plus. Da. Minusul e bun, dar ca valoare. Și mai vedem pe ăsta o dată dacă am greșit, ca să fim siguri că n-am greșit, și când ne ducem de-al de ta. Da. Trebuie să avem forța să insistăm până când constatăm greșeala. Încă o dată. Deci, 4, 2, minus 3, minus 3. Da. 1, 3, minus 4, 5. 1, da. 3, minus 4, 5. Minus 2, minus 1, 6, minus 6. Și 4, 1, minus 2, 1. Și aici am obținut 0 ore, atunci am luat-o pe asta de lucru, am copiat-o minus 2, minus 1, 6, minus 6, am mulțit cu 2 și am făcut
minus 2 ori 2, minus 4 și 4, 0. 0. 12. 12 și cu minus 3, nu? 12 și cu minus 3, 9. Minus 12 și cu minus 3, minus 15. Toate cu 3 și adunat aici. Minus 6 și cu 1, minus 5. Minus 3 și cu 3, 0. Minus 18. Nu, 18 cu minus 4. 14 e bine. Minus 18 și cu 5, minus 13. Numai cât am adunat-o, minus 2 cu 4, 2, 0, 4, minus 6, minus 5. Am tăiat și coloana, așa am scris, 0, 9, minus 15. Minus 5, 14, minus 13. 2, 4, minus 5. Bun. Am făcut rost de divizor, am mulțit cu 2 și am adus aici. 0, 9 și minus 15 am copiat. 4 minus 5 minus 1. 8 și cu 14, nu? 8 și cu 14, 22. Minus 10 și cu minus 13, minus 26. 2, 4, minus 5. 0, 9, 15. L-am luat ca divizor, am copiat-o pe asta care 0. Asta e de lucru cu minus 22, minus 26. Am mulțit cu 2 și aici fac 0, 4 și 4 și cu 48, 52, minus 52 și cu minus 5, minus 57. Termina și coroana lui, 9 minus 15, 9 minus 15, 48 și 50, minus 57. 3 că am scos aici, rămâne 3 și minus 5, 48 și minus 57 rămâne. Atunci 3 pe lângă. 3 ori 7, 21. 3 ori 5, 15 și 2, 70. Minus 1, 71. Și plus 5 ori 40, 0 și 4. 5 ori 4, 20, 240. Din 240 pe scat, 271. 9. Da? 7 din 13, 6. Și atunci 69, 369. Asta e bun. N-am verificat încă o dată. Nu ne rămân decât la de azi ne-am făcut din loc. Ca să vedem dacă DDA este corect. După cum am văzut pe bune, ele toate, DDA trebuie să ne dea ăsta. Trebuie să ne dea cât? Minus 3 ori 69. Minus 3 ori 69. Neapărat așa trebuie să dea. Hai să-l reluăm. Unii ne-au ocupat să obținem 0. Mai să vedem dacă l-am copiat bine. 3, 2, 1, minus, 4. 1, 3, minus 4, 5. Minus 2, minus 1. 6, minus 6. 4, 1, minus 2, 1. Deci 3, 2, 1, 1, 4. Aici nu-i minus 4, a zis și așa. Așa. 1, 3, minus 4, 5, minus 2, minus 1, 6, minus 6, 4, 1, minus 2 și 1. Bun. Unii au obținut 0, așa am fost parcă. Da. Cu ăsta l-am luat pe bot. Și atunci este egal cu... Asta toată am mulțit-o cu 2 și am adus-o aici. Da. Și va face determinantul. Minus 4 și cu 3, minus 1, 0. 12 și cu 1, 13, minus 12 și cu 4, minus 8. Doar cu 3 și face minus 6 și cu 1, minus 5, 0, 18 minus 4, 14, minus 18 plus 5, minus 13. O copii pe asta, minus 2, minus 1, 6, minus 6, cu 2 și adun în partea asta, altă, minus 4 și 4, 0. Da. Așa ai scris tu acolo? Da.
0, deci nu, atenție, nu e 0. Minus 2 și cu 4, numai cât adunăm? 2. 2. 0, 4 și minus 5. Minus 5. Până mai bine și te-am pune. Da. Poate mai târziu greșeala, trebuie să o găsim. Dacă o găsim, strângem lumea și am plecat acasă. Deci e cu minus 1, ori minus 1 la 2 plus 3, la 5. Deci mai din minus 1. Deci minus 1, 13, minus 8, minus 5, 14 și minus 13, 2, 4 și minus 5. Și egal cu. Apoi la luăm pe minus 1. Facem plus acolo, determinant, da. Și unde obținem 0 ori? Pe prima linie. Pe prima linie, da? Prima coloană de lucru, nu? Deci, minus 1, 13 și minus 8. Înmulțim cu minus 5. Minus 5. Și face 5 cu minus 5, 0. Minus 5 ori 13, minus 65, plus 14, și face 1, deci minus 51. Așa ai scris acolo? Da, așa era. Minus 51. Deci am mulțit cu minus 5, da? Da. Minus 51. Apoi, 5 ori 8, 40. Minus 13. 27, da? Da. Așa era și înainte. 27. Și, respectiv, acum... Mulțim cu 2. Cu 2 și aduc dincolo 0, 26 și 4, 30 și minus 18, minus 16, minus 16, da? Minus 16 minus 5.